Stimați colegi din mass media, vreau să fac un anunț și vă rog mult să ne ajutați să distribuim informația ca să ajungă în primul rând la locuitorii sectorului Ciocana. De mâine va fi lansată noua linie de troleibuz 12, care a divizat ruta de troleibuz 24 în 12. Ruta de troleibuz 12 va fi ruta scurtă care va circula din sectorul Ciocana spre Matievici și se va întoarce în sectorul Ciocana. Ruta 24 continuă să circule așa cum a circulat până acum. Numărul de mașini, de unități de transport pe ruta 24 și 12 se majorează cu 4. De la 34 vor fi 38 de unități de transport dinspre sectorul Ciocana și spre sectorul Ciocana. De la 464 curse zilnice, vor fi efectuate 606 curse zilnice. Și intervalul, durata dintre curse, va scădea de la 5-7 minute la 3-5 minute. Eu rog colegii din mass media să informăm locuitorii sectorului Ciocana, dar și a municipiului Chișinău, că de mâine va fi ruta 12, repet, care va circula centru Ciocana, Matievici. Și 24 continuă să meargă așa cum a mers până acum.